Nadia, niște zile foarte grele pentru gimnastica din România. Crezi că este vreo șansă să-și primească totuși Sabrina medalia înapoi? Deci eu eram în tribună și am fugit repede să ne îmbrățișez pentru că era medalia deja acolo sus. Se pare că au pus finalul înainte de a aștepta Inquirer-ul de la americancă care l-a primit pentru o dificultate. Însă la mine dilema cea mare este Sabrina Voina, pentru că toată lumea nu știa ce s-a întâmplat cu deducția de o zecime. Este o deducție neutru minus o zecime care se dă de obicei când ești afară din covor. Ne-am uitat acum la video, la colțuri, la video-uri care le-a trimis NBC-ul. Nici nu au înțeles de ce a fost acea deducție. Am întrebat șefa arbitrelor, mi-a spus că a pus călcâiul. N-am văzut o poză că a pus călcâiul, pentru că trebuie să clarificăm pentru noi, să vedem dacă a pus călcâiul jos și să clarificăm pentru Sabrina. Pentru că acest copil a muncit foarte mult și mental are sufletul în durere și mental este determinată și este important ca să avem această claritate a ce s-a întâmplat. Încercăm, trimitem videouri să vedem, se va face un apel. De obicei, regula spune că dacă s-a terminat concursul nu mai poți să faci nimic, dar trebuie revăzut solul ei și trebuie reanalizat, pentru că tot timpul se întâmplă ceva undeva, de exemplu la Olimpiadă, și FIBO se duce înapoi și reanalizează și poate la un moment dat ceva o să se schimbe. Tu te știi bine chiar cu președintele Watanabe. Da. Crezi că va face revizuire? Da, i-am trimis videourile, i-am zis te rog frumos să te uiți la exercițiu, pentru că este important ca fata să știe ce a greșit și ce nu a greșit. Și mi-a spus că pentru el sportivii sunt fiii și fiicele lui și că vrea să aibă grijă de ele. Asta e bine. Crezi că ne-am putea trecut prin momente precum Praga sau Moscova? Da. Ei, la Moscova am căzut la calificare și pe vremea aceea scorul, deci finala, nu se lua de la zero. Trebuia să iei și nota de la calificare. Acum, după calificare, încep de la zero, înțelegi? Deci au fost alte timpuri. Știu că s-a oprit competiția 28 de minute până mi-a dat nota și această notă mi-a dat medalia de argint la individual compus. Sigur, am greșit, am deschis fereastra și am greșit la paralele, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu execuția lui Sabrina la sol, deci încă încercăm să vedem ce se poate face. Da, poate dacă nu ar fi fost din România sau dacă ar fi fost invers, cred că... Cred că fiecare ar fi făcut acest apel și o revizuire a exercițiului, pentru că să luăm steagurile la o parte, da? Sunt copii, sunt adolescenți care au muncit, au lucrat foarte mult și trebuie să îi ajutăm, mai ales în acest moment, când acest tabu de sănătate mentală este foarte prezent.